din Parlament sau între partide. Până acum am avut doi jucători principali în grupul partidelor de guvernare. De curând s-a produs o schimbare majoră, deci cei doi jucători principali au fost Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat. Partidul Democrat a reușit să, nu știu dacă pot să spun, să distrugă cu totul, dar să reducă în mod substanțial rolul Partidului Liberal Democrat și în ultimele luni, săptămâni, am asistat la o concentrare masivă a puterii în Parlament, în mâinile Partidului Democrat. Trebuie să recunoaștem că acest partid a fost foarte bun, cu ghilimelele de rigoare, să ajungă să controleze instituțiile statului și atunci când aveau anumită concurență. Acum când s-a debarasat de concurenți, noi ne facem griji că instituțiile statului sau și puținele instituții ale statului care aveau anumită independență vor ajunge să fie controlate și să lucreze în interesul acestor oameni și nu neapărat în interesul cetățenilor.